Bine v-am găsit, dragii mei prieteni! Astăzi o să vă vorbesc despre ce ne așteaptă dincolo de moarte. Poate reascultați materialul meu de acum 3 săptămâni despre cele 5 stadii secrete ale morții și veți vedea cum se leagă lucrurile și cât adevăr este în toate aceste informații. Explicațiile de astăzi sunt luate dintr-un imens studiu făcut de către specialiști pe persoanele care s-au întors din acest drum spre neființă și au povestit ce au văzut sau ce au simțit, dar și dintr-o carte celebră veche de peste 200 de ani numită Secretele Cerului, despre care o să vă dau amănunte un pic mai târziu. Pentru că toată lumea se întreabă ce este în spatele acestui eveniment inevitabil pentru toată lumea. Mai este ceva? Mai contăm ca suflet, ca spirit? Își mai amintește cineva de noi? Vedem vreun tunel sau nu vedem nimic? Și mai ales, simțim ceva știind că nu ne mai întoarcem niciodată? Mai precis, la ce să ne așteptăm în partea cealaltă? În ce lume vom păși? Mai există dragoste în partea cealaltă? Mai avem libertate? Vom trăi scene din trecutul nostru și, mai ales, unde vom merge după ce murim? Cu siguranță că toți v-ați pus măcar una dintre aceste întrebări. Cercetătorii au răspunsuri la 5 dintre aceste întrebări, bazate pe relatările celor care au revenit din diferite motive din drumul acesta spre neființă și, bineînțeles, a studiilor vechi consacrate. 1. Ce te așteaptă dincolo? Te așteaptă o dragoste necondiționată. Așa au constatat cercetătorii. Pentru că experiența trăită de Michel Dion arată că ea a simțit o mare bucurie și o mare dragoste, fiind așteptată de persoanele dragiei. Uneori poți fi așteptat de către îngeri și spirite călăuzitoare. Aceasta povestește: am văzut o mulțime de persoanele, unele știute și altele rude nemai întâlnite de mine până acum. Nu le văzusem niciodată, dar cumva știam că sunt rudele mele îndepărtate. Ea mai spune că niciodată nu a avut acest sentiment de împlinire, de întâmpinare cu bunătate și cu fericire, și că s-a simțit iubită necondiționat. Sau altă participantă la acest studiu, pe nume Barbara Springer, povestește cum a fost întâmpinată de o prezență divină care a înconjurat-o de o iubire nepământeană, ceva ca o dragoste imensă, ca o îmbrățișare divină care îi dădea sentimentul că este acasă. Așa că cercetătorii au concluzionat că această tranziție este ca un fel de bun venit al altei lumi, plin de căldură și o iubire necunoscută încă de noi pe pământ. Un alt subiect interogat povestește cum doi îngeri stăteau la capul său, ocupând încet încet regiunea inimii cu căldură, adică în zona inimii și a pulsului, a simțit o anumită schimbare provenită de la acești îngeri. El mai spune că a simțit prezența lor ca un fel de protecție divină împotriva energiei negative sau a opunerii, a rezistenței din el. Acești îngeri ajută să ne detașăm de existența materială, fizica noastră, și să trecem în existența noastră spirituală. Trecerea aceasta trebuie să fie lină, așa ca într-un vis, punându-se accent pe ce simți și cum simți trecerea, pentru că de văzut nu mai poți să vezi în acel moment nimic. Și când ești cu adevărat pregătit, alți îngeri, numiți îngerii spirituali, vin să te ajute
în următorul tău stadiu. Ei îți iau întunericul de pe ochi și îți spun ca un fel de lentilă divină în care tu vezi acea lumină strălucitoare spre care te îndrepți. Vei mai simți o atingere ușoară pe mână, pe față, ca un fel de adiere. Și acesta este semnul că trecem din starea noastră materială în starea spirituală. Acești îngeri au cea mai mare grijă să ne protejeze de orice fel de simțământ ce nu are în el dragostea pură. Când misiunea lor este îndeplinită, noi suntem anunțați că am devenit cu adevărat un spirit, adică am trecut cu totul în altă dimensiune. Emanuel Swedenborg, marele om de știință, inventator, denumit și Buddha al Nordului, a folosit o mare parte din viața sa în căutarea sufletului, cum își numește el opera de o viață. La vârsta de 55 de ani, aflându-se la Londra, el are o revelație care îi schimbă radical cursul vieții. Dumnezeu i-a revelat misiunea pe care i-a încredințat-o spunându-i: Eu sunt Domnul, Creatorul și Eliberatorul. Te-am ales pentru a face cunoscut oamenilor sensul spiritual al Sfintelor Scripturi. Îți voi dicta tot ceea ce va trebui să scrii. Astfel, toate scrierile sale sunt bazate pe informațiile venite de la divinitate și au constituit o amplă lucrare care stă la loc de cinste în Biblioteca Regală. Printre multe alte cărți, el a publicat și cartea celebră denumită Secretele Cerului sau Cuvântul Domnului, cea care cuprinde peste 6.000 de pagini, în care se regăsesc instrucțiunile divinității privitor la trecerea în neființă. Ei, când s-au făcut studiile de care vă spuneam la început de material, s-au coroborat informațiile subiecților din zilele noastre cu aceste informații găsite în cartea lui Swedenborg de acum 200 de ani. Și s-a constatat câtă dreptate avea cercetătorul. Sau mai bine zis, toată lumea a înțeles că el a avut acces la niște informații din ceea ce noi numim acum Biblioteca Akasha, cea care știe totul în univers și la care au acces doar unii dintre noi, cei aleși. Swedenborg arată în cartea sa cum noi veniți, adică îngerii, ne arată scene din ceea ce noi numim astăzi paradis, adică peisaje mirifice inexistente pe pământ, și ne ajută să trecem prin stări profunde de bucurie și de detașare, toate având un scop precis. Acela de a ne arăta ce fel de viață ne așteaptă acolo, adică ce ne-a pregătit divinitatea. Asta ca un fel de pregătire pentru munca spirituală la care vom fi supuși curând, într-un alt stadiu. Și acești îngeri vor mai aduce ceva, și anume cea mai frumoasă reuniune spirituală, deoarece vor veni către noi toți cei care ne-au fost alături odată sau de care ne-a fost dor sau care ne-au fost prieteni și au murit înaintea noastră. Swedenborg are și o carte denumită Reuniunea de după viață, scrisă tot conform viselor și instrucțiunilor primite de la divinitate, în care povestește exact același lucru. Și așa ajungem la răspunsul la a doua întrebare, și anume ce vom simți dincolo, pe care fiecare și-o pune. Unde un subiect actual, Karin, care și-a povestit experiențele și premonițiile într-o carte numită Corpul nostru spiritual, ne spune ce informații divine a primit ea. Și anume că senzațiile încă există. Că ai un corp spiritual în care simți totul, dar la un alt nivel, mult mai profund decât cel pământesc. Se spune că nimic din posesiunile noastre pământești nu pot fi luate cu noi după moarte.
Asta include și corpul nostru fizic, pământesc. Dar există anumite posesiuni interioare ale sufletului, strânse de-a lungul vieții, și anume gânduri, mai bune și mai rele, simțăminte, mai bune sau mai rele, legături relaționale. Țineți minte că eu v-am vorbit într-un material despre ruperea legăturilor karmice prin anumite meditații adresate arhanghelilor și despre aceste legături este vorba. Și mai avem și amintiri, credințe, deprinderi. Așa că toate astea noi le luăm cu noi, ca și spirit. Din toate acestea va fi construit corpul nostru spiritual. Așa că, la trecerea în neființă, corpul nostru spiritual va avea cam aceeași structură interioară cu ceea ce am avut pe parcursul vieții pământene, cu bune și cu rele. Acestea fiind stadiul inițial al corpului nostru spiritual, care, bineînțeles, nu poate rămâne așa. El va trece printr-un proces de transformare și înțelegere profundă a ceea ce avem noi nevoie ca spirite. Așa că, acum ajungem la al treilea răspuns din viața de apoi. La întrebarea, vom avea vreo libertate? Da! Vei avea libertatea să mergi oriunde dorești. Unul dintre darurile noastre divine este și liberul arbitru, despre care eu v-am mai vorbit. Această autonomie de mișcare continuă și în viața de apoi. Și unde se va plimba corpul nostru spiritual? Exact în locurile importante pentru tine, cât ai existat pe pământ. Swedenborg arată în cartea sa că în viața de apoi corpul nostru spiritual emite vibrații care sunt în concordanță cu nivelul nostru de iubire și de înțelegere cu care am venit de pe pământ. Cu cât ego-ul nostru a fost mai mare, cu atât frecvența va fi mai joasă. Și cu cât am fost mai altruiști și mai empatici, cu atât frecvența noastră va fi mai înaltă. Ați constatat cu siguranță și în viața asta că sunt anumite persoane care, chiar dacă abia le-ați cunoscut, vă provoacă o senzație proastă, o neplăcere, și asta este dată de vibrația pe care o emană. Așa că în viața de după moarte, persoanele care vin să vă ajute, să vă întâmpine, și-au schimbat deja vibrația rea cu care au sosit de pe pământ și vă vor ajuta și pe voi să o schimbați pe a voastră. Swedenborg scrie în cartea sa: când îngerii vin să ne întâmpine, ni se dă o șansă, ca o ofertă divină. Adică ei vin să ne ajute și au dorința să stea lângă noi permanent până evoluăm spiritual. Dar dacă frecvența sufletului nostru este prea joasă față de a lor, atunci spiritul nostru, prin propria sa dorință, se va îndepărta de ei. Adică spiritul fiecăruia are libera putere să exploreze exact ceea ce își dorește, după nivelul său energetic și după cât de pregătit este. Și când prin propria noastră voință ne deconectăm de la energia îngerilor, vom fi întâmpinați de spiritele bune ale prietenilor, cele care încă se pregătesc să treacă la un nivel superior de spiritualitate, dar care, oricum, sunt mult mai avansați ca noi, cei considerați începători. Și din nou veți vedea cât de bine rezonați cu acest grup de spirite. Și cu siguranță că vor fi și unii începători care nu vor rezona cu acest grup, datorită părților prea materialiste de pe pământ, și vor părăsi grupul. Și procesul continuă până ce noi vom intra în contact cu spiritele care ne vor plăcea cel mai mult, față de care vom fi cel mai atrași energetic și vibrațional, adică probabil cei care au avut o viață pământeană asemănătoare cu a noastră. În această situație, Swedenborg scrie că mulți creștini, prin îndoctrinarea la care sunt supuși de către anumiți reprezentanța ei bisericii, speră ca viața de apoi o să-i salveze și o să le spele așa ca printr-o minune toate păcatele vieții pământene, ceea ce nu este așa.
Pentru că ceea ce noi numim rai acum și beneficiile sale nu va fi resimțit de toate spiritele la fel. Și așa cum am explicat mai devreme, o parte, cele nepregătite, vor fugi de frecvența pură a divinității. Tocmai că încă le mai trebuie pregătire spirituală. Și acum ajungem la partea în care spiritul se reîncarnează într-un nou trup spre a trăi o nouă experiență purificatoare și în care va suferi exact pe domeniile în care nu vrea să evolueze. Ați văzut că în astrograme, mai ales la cei care aveți planete retrograde, eu vă spun ce karma aveți și unde trebuie să lucrați. Dar Swedenborg mai spune că sunt și spirite care chiar încearcă să evolueze și să se adapteze noii frecvențe divine, adică se străduiesc, doresc să apuce șansa divină. Și așa vom ajunge la al patrulea răspuns despre ce vom găsi noi dincolo. Și anume, vom găsi o retrospectivă a întregii noastre vieți. Mai exact, vi se va prezenta ca un film panoramic toată viața voastră de pe pământ și mai ales ce au simțit ceilalți raportat la acțiunile voastre. Adică veți simți exact ce durere ați provocat altora sau ce suferințe sau ce dezamăgiri. În același timp veți simți și actele voastre de bunătate în aceeași măsură. Divinitatea o să vă dea șansa să vă priviți cu onestitate și cu curaj viața pământeană și astfel să înțelegeți unde ați greșit. Fără acest nivel nu puteți progresa spiritual, pentru că doar așa veți învăța ce înseamnă adevărul și iubirea adevărată. Această revizuire nu este ca să ne acuze, ci ca să înțelegem ce este adevărat și apropiat de divinitate. Judecata voastră proprie va fi mai aspră decât orice fel de altă judecată din univers. Și veți fi întrebați de către divinitate, ce alte hotărâri ați lua acum, văzând tot ce ați provocat? Și ce ați învăța din această retrospectivă de viață? O să vedeți că nu este nicio pedeapsă dumnezeiască din cele care ni se flutură în doctrine și în promisiunile religioase. Pentru că partea cea mai grea este să înțelegem că noi, ca și spirite, suntem deja iertați de divinitate încă înainte de a ne naște. Dar nu putem să ne iertăm noi pe noi. Partea cea mai grea din evoluția spirituală este să ne iertăm propriile greșeli. Recunoașterea greșelilor, dar și a lucrurilor bune făcute în viața pământeană este primul și cel mai important pas spre evoluția spirituală. Și asta ne ajută să facem retrospectiva aceasta a vieții pământene. Este ceea ce în Biblie se numește deschiderea cărții vieții, care nu este nici pe departe pedepsirea păcătosului, ci din contră, perspectiva vieții fiecăruia spusă și scrisă în adevărul divin. Și așa ajungem la al cincilea răspuns și anume, cum vom primi oportunitatea de a înțelege ce am greșit și în acest fel să avansăm spiritual? Pentru că tot ce ni se arată în filmul vieții conține și memoriile uitate de noi, detalii cărora noi nu le-am dat nicio importanță în timpul vieții pământene. Adică nimic nu poate fi omis pentru că este întipărit și scris în corpul nostru spiritual. Se pare că toți suntem un mixt de lucruri bune și lucruri rele. Dar cel mai important lucru în acest stadiu este să stabilim prioritățile binelui în evoluția noastră, adică în viața pământeană ne-am îngrijit doar de binele nostru personal sau și al altora. Trebuie să reținem că nu există nicio pedeapsă divină, ci doar regretul nostru față de greșelile comise. Spiritele bune, să le spunem așa, nu vor mai repeta niciodată greșelile
într-o nouă reîncarnare, pentru că așa cum corpul nostru pământean poate fi detoxifiat prin diferite metode, așa și corpul nostru spiritual va fi detoxifiat în acest stadiu. Această clarificare a vieții pământene este necesară și putem să o vedem ca un fel de hartă a zilelor noastre, pentru că ea ne va da informații prețioase despre noi și mai ales ce dorim să devenim spiritual. Trebuie să aflăm unde suntem ca să stabilim unde vrem să ajungem. După cum constatați, divinitatea ne face diferite oferte ca să putem evolua. Singura barieră în evoluția noastră este propriul nostru refuz. Așa că trebuie să ținem ochii deschiși și să înțelegem ce înseamnă cu adevărat raiul, divinitatea, și dacă ne dorim această cale, divinitatea ne va da tot sprijinul din lume și ne va ajuta să ne integrăm în comunitatea angelică a Universului. Și dacă nu doriți, atunci să nu vă plângeți de viața voastră actuală, de neîmpliniri, de obstacole și chiar de tragedii, pentru că asta este ceea ce ați ales voi într-o altă trecere în neființă la stadiul de evoluție a corpului vostru spiritual. Cam atât pentru astăzi, dragii mei. Sper ca materialul să vă fie de folos. Și nu uitați că puteți primi materialele mele automat doar prin simpla apăsare a butonului roșu din dreapta jos a ecranului. Vă pup, vă doresc pace în suflet, alături de o minte armonioasă, deschisă către cunoaștere.